Binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Părinete, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus, și prin spărtură au coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci, văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului: Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturare care erau acolo de față cugetau în inimile lor: De ce grăiește astfel de blasfemii acesta? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său că așa gândeau în sinea lor, le-a zis: De ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai lesnea, zice slăbănogului, iartă-se ție păcatele tale, sau a zice scoală-te, ia-ți patul tău și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ție-ți poruncesc, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând: Niciodată n-am mai văzut așa ceva. Zisa Domnul: Eu sunt ușa, dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Furul nu vine decât numai să fure, să junghie și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale.
Iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge. Iar lupul răpește și risipește oile, cel plătit fuge pentru că nu că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Face-ți-e celuia ce-ai vestit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și intrând iarăși în Capernaum, după câteva zile s-a auzit că este în casă, și îndată s-au adunat mulți încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grăia lor cuvântul. Și au venit la el aducând un slăbănoc pe care îl purtau patru inși și neputând ei să se apropie de el din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate sunt păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cugetau în inimile lor: pentru ce vorbește acesta astfel? El culește, cine poate să ierte păcatele decât numai unul Dumnezeu? Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Lui, că așa cugetau ei în sine, le-a zis: de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice slăbănogului: iertate sunt păcatele, sau a zice: scoală-te, ia spatul tău și umblă? Ci ca să știți că puterea are Fiul omului a ierta păcatele pe pământ, a zis slăbănogului: zic ție, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând: asemenea lucruri nu am văzut niciodată. Din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul al doilea, de la versetul 1 până la versetul al 12-lea. Cu ce începe, Părinte Diacon, iubiți credincioși, ne aflăm în cea de-a doua duminică a Apostului Mare, a Sfintelor Patimi, ale Mântuitorului Iisus Hristos. Și această duminică este întotdeauna de vrednică pomenire, aducerea aminte a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, unul dintre mari învățători ai bisericii noastre. De bună seamă că toți mari învățători ai bisericii noastre n-au fost numai învățători, ci au fost practicanți mai întâi ai învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar Mântuitorul Iisus Hristos spunea că cel ce face și învață mare se va numi în Împărăția lui Dumnezeu. Deci nu numai a învăța, ci și a face ceea ce apoi poți să înveți pe alții, este lucru mare înaintea lui Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama
a viețuit în secolul al XIV-lea și este canonizat în biserica noastră ca sfânt tot din secolul al XIV-lea, de la sfârșitul secolului, reconsiderat ca fiind unul dintre cei care au formulat învățătura de credință și au arătat și un sens practic al felului în care putem să ne rugăm. El a viețuit ca și călugăr, ca și monah pe muntele Athos, unde sigur că este foarte cinstit și în ziua de astăzi, pentru că pilda vieții lui este vrednică de cinstire. Și a formulat învățătura ortodoxă despre harul ca energie sau lucrare dumnezeiască mântuitoare. Harul lui Dumnezeu ca energie dumnezeiască. Sigur că în ziua de astăzi noi foarte puțin ne apropiem de conflictele care existau pe bază de interpretare a credinței în primele secole creștine și chiar mai încoace, în vremea Sfântului Grigorie Palama. Dar trebuie să știm că simbolul de credință care ne simplifică nouă înțelegerea s-a formulat în urma unor conflicte foarte puternice, foarte aspre, foarte dure, între grupări care susțineau anumite învățături greșite, erezii. Și de la aceste învățături se rătăceau oamenii și ajungeau să tragă concluzii cu totul și cu totul greșite despre felul în care trebuie să se adreseze lui Dumnezeu, despre felul în care trebuie să se roage, despre formele în care noi putem să ne manifestăm credința noastră. Sfântul Grigorie Palama a mărturisit că Dumnezeu este o persoană, este un Dumnezeu personal. Și prezența Sfintei Treimi este, de fapt, prezența lucrării dumnezeiești. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Chiar dacă din toate descoperirile pe care le avem noi, tot prin Harul lui Dumnezeu, prin descoperire dumnezeiască, ni s-a arătat nouă că Tatăl este Cel care este necreat, care a făcut toate, Fiul este născut din Tatăl și El este mai înainte de veci, așa cum mărturisim în simbolul credinței, iar Duhul Sfânt și El, la rândul Lui, purcede de la Tatăl. Deci Tatăl este izvorul și fundamentul și manifestarea întreagă a Sfintei Treimi. Iar Fiul și Duhul Sfânt au fost înțelese și explicate de Sfântul Grigorie Palama ca o manifestare a lui Dumnezeu într-o anumită formă. Dumnezeu este personal, Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu personal căruia ne putem adresa. Nu este abisul pe care îl propovăduiește religia Orientului, absolutul fără nume sau anonimatul Universului, ci este un Dumnezeu personal. Un Dumnezeu care s-a arătat prin Fiul Său în chip văzut. Fiul este ipostasul Tatălui, spune Sfântul Grigorie Palama. Adică este icoana Tatălui. De aceea noi avem icoane în biserică, pentru icoanele sunt importante pentru noi oameni. Reprezentarea iconografică este foarte importantă pentru om. Omul nu poate să-și reprezinte anumite lucruri dacă nu poartă o icoană în minte, în sufletul lui. Orice lucru pe care noi putem să ne-l închipuim este legat de o anumită imagine, de o anumită icoană, de un sens care se definește într-o anumită formă, un simbol, dacă vreți să-i spuneți în felul acesta. Icoana Tatălui este Mântuitorul Iisus Hristos, iar pe Mântuitorul Iisus Hristos noi l-am văzut. El însuși a spus ucenicilor săi, când a fost rugat să le arate lor pe Tatăl, a spus, cum, adică sunt de atâta vreme cu voi și voi spuneți, arată-mi-l pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Sigur că iehoviștii au tras o concluzie rapidă și eronată, în care au spus, păi vedeți, Dumnezeu odată este Tatăl, odată este Fiul, odată este Duh Sfânt,
Deci în Vechiul Testament, la începutul la creație, este Tată, apoi apare ca Fiu, apoi va apărea ca Duh Sfânt. Dar nu este treime, ci este un singur Dumnezeu, spun ei. Vedeți, aici este o erezie deja. Este o erezie care înțelege monoteismul, să zic, într-un chip foarte primitiv și nu înțelege că Dumnezeu este unul, chiar dacă este în Sfânta Treime. Este un lucru de neînțeles pentru noi. Acest lucru l-a putut explica Sfântul Grigorie Palama. Noi suntem părtași firii dumnezeiești, spune Sfântul Apostol Petru, pentru că suntem chemați să fim așa. Și Sfântul Ioan, Evanghelistul, spune că noi suntem Dumnezei prin har. Deci noi purtăm în noi icoana dumnezeiască. Și icoana dumnezeiască concretă pe care o purtăm în noi este icoana Mântuitorului Iisus Hristos. El spune, fără mine nu puteți să faceți nimic. Și într-adevăr nu putem să facem fără Mântuitorul Iisus Hristos nimic. El este chipul Tatălui pe care noi îl primim în chip văzut, chiar și în iconografia pe care o avem și de care ne putem apropia pentru că are înfățișarea noastră omenească. În duminica de astăzi, de asemenea, s-a citit cuvântul Evangheliei de la Marcu din capitolul 2 despre vindecarea unui om slăbănog. Iisus l-a vindecat prin iertarea păcatelor. Așa a spus, iertate sunt păcatele tale. Și el atunci a putut să se vindece cu această putere pe care Mântuitorul Iisus Hristos a dat-o și Sfinților Săi apostoli, iar apoi s-a transmis mai departe prin Sfânta Lucrare și Taina a Preoției. A iertat păcatele acestui om slăbănoc și el s-a ridicat. Ce scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Iertate sunt păcatele tale. Iar unii au cârtit și spuneau cum poate el să ierte păcatele, că numai Dumnezeu este cel care poate să ierte păcatele. Și este firesc să fie așa. Pentru că nu poți să ierți păcatele dacă nu ești, să spun așa, în măsură să faci acest lucru. Deci nu e suficient să spui iertate sunt păcatele tale, ci trebuie să fii și în măsură, să fii competent pentru aceasta și să ai capacitatea de a ierta păcatele efectiv. Și se înțelege că pentru toată creația, pentru om, Dumnezeu poate să ierte păcatele. Noi putem să ne iertăm unul pe altul în măsura în care ne greșim unii altora, dar păcatele noastre ni le poate ierta numai Dumnezeu. De aceea este, să zic, și falsă reprezentarea pe care o propovăduiesc sectarii că preotul iartă păcatele. Nu preotul iartă păcatele. Nu preotul iartă păcatele. Și o repet încă o dată. Nu preotul iartă păcatele. Ascultați cu atenție rugăciunile care se spun la spovedanie, înainte de spovedanie. Este chemat Mântuitorul Iisus Hristos ca să ierte păcatele. Și preotul face această rugăciune. Deci cheamă pe Dumnezeu ca să ierte păcatele. Și în toate rugăciunile care le facem, tot așa se petrece. Chemăm pe Dumnezeu să ne ierte păcatele. Nu preotul iartă păcatele. În schimb, este un cuvânt pe care l-a lăsat Mântuitorul Iisus Hristos prin Sfinții Apostoli, când a pus mâna pe capetele lor și a spus cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, și cărora veți lega păcatele, legate vor fi. Câte veți lega și veți dezlega, vor fi legate și dezlegate, spune acolo în cuvântul Evangheliei. Aici este vorba tocmai de cererea pe care o face preotul către Dumnezeu. Dar Dumnezeu este Cel care iartă și care desleagă. Și trebuie să reținem acest lucru, pentru că dacă în fața preotului poți să ascunzi ceva la spovedanie, în fața lui Dumnezeu nu mai poți să ascunzi. Dumnezeu știe, de fapt, toate și Dumnezeu este Cel care îți dă iertare sau nu ți-o dă în funcție de felul în care tu ai mărturisit. Cei care s-au revoltat au reproșat Mântuitorului că El a spus că iertate sunt păcatele, că numai Dumnezeu poate să ierte păcatele oamenilor. Și Mântuitorul le-a spus,
Atunci, ce este mai ușor a zice slăbănogul, iertate sunt păcatele, sau a zice, scoală-te, ia sfatul tău și umblă. Adică vrea să spună că indiferent ce ar fi spus, dacă în gândul lui avea ca acest slăbănog să se vindece, s-ar fi vindecat, indiferent de ce spunea. Ci faptul că se gândea la acest lucru, ca să se vindece slăbănogul, el s-ar fi vindecat. Și Mântuitorul la acest lucru s-a gândit, altfel nu s-ar fi vindecat slăbănogul. Și indiferent ce a spus, iertate sunt păcatele, sau ridică-te, ia patul tău și umblă, cum a spus altora în altă ocazie. Dar spune Mântuitorul, ca să știți că puterea are Fiul omului a ierta păcatele pe pământ, de aceea a zis slăbănocului, zic ție, scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și atunci s-a sculat îndată și și-a luat patul și s-a ridicat înaintea tuturor și a mers la casa lui. Pentru ca să știe toată lumea că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care are putere ca să ierte păcatele. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.